Deci avem 3 colegi online, sunt prezenți 2, 4, 6, 8, 10, suntem 13, 2 absenți. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1 litera A, articolul 134 aliniat 1 litera A, aliniat 5 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, prin dispoziția primarului 118 din 20.06.2024 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pe luna iunie. Toate proiectele de hotărâre... Se aude o stereofonie, dacă vreți să, nu știu, doar când aveți ceva de vorbit să deschideți, că se aude cu... Sunet. Închide microfoanele, închide microfoanele. Da, vă rog. Toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor din cadrul Consiliului Local Helegiu. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și adoptarea proiectelor de hotărâre aflate pe lista, pe ordinea de zi. Doamna Bădic și-a exprimat poziția în sensul că nu va vota, se abține de la proiectul cu reorganizarea aparatului de specialitate, nici pe deliberare, nici pe adoptare. Dați, vă rog, citire ordinii de zi. Da. Bună ziua! Adică, da. Ca și cum nu aș fi. Da, bine. Bună ziua! Dăm citire ordinii de zi. A ședinței ordinare Consiliului Local Helegiu din 26.06.2024. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local Helegiu din 31.05.2024. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Helegiu, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate a primarului Comunei Helegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării activității de către Serviciul Public de Salubrizare Helegiu. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului Comunei Helegiu și a structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Helegiu. Punctul 6. Punct de hotărâre privind aprobarea majorării cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a veniturilor salariale existente ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Helegiu și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Helegiu, începând cu data de 1 iunie 2024. Și punctul 7, diverse. Cine este pentru? În cerem cu punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 31.05.2024. Cine este pentru? Toată lumea. Punctul numărul 2. Punct de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Helegiu, județul Bacău. Cine este pentru? Este vorba de atestarea inventarului domeniului public. Modificăm o poziție din inventar în speță ca urmare a finalizării proiectului modernizare și consolidare cămin cultural în satul Helegiu. Am obținut de la Ministerul Dezvoltării toate avizele necesare și se vor modifica elementele de identificare ale bunului, denumirea bunului, valoarea de inventar, situația juridică actuală. Am primit aviz favorabil de la Ministerul Dezvoltării pentru acest proiect de hotărâre. Am primit 3 adrese succesive, ultima sosind la Primăria Helegiu pe 29 mai. Dacă sunt discuții la tema acestui proiect? Să puneți pe aprobare. Cine este pentru? Cine este pentru? Spuneți cine este pentru. Cine este pentru? Da? Toată lumea este, da? Bun.
Bine, mergem mai departe. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Helegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu. În conformitate cu legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, s-a produs până acum o modificare prin hotărârea 58 din 28/11/2023, s-a redus cu 10% numărul posturilor care ne-au fost comunicate de către instituția prefectului. Va trebui să punem în aplicare articolul 18, în speță aliniatul 1, 2, 3, 4 și 6, care inițial trebuia până la sfârșitul anului 2023 să desfințăm funcțiile de șef birou și în continuare structurile birouri, însă s-a prorogat termenul până la data de 30 iunie. Se va desfința serviciul biroul financiar, contabilitate, taxe și impozite, recuperare, creanțe și se va înființa o structură numită serviciul financiar, contabilitate, taxe și impozite, recuperare, creanțe și administrativ. Se va desfința serviciul administrativ și se va muta în cadrul noului serviciu. Va fi o structură formată din 11 posturi, din care un post de conducere șef serviciu și 10 posturi de execuție. Al doilea punct, se va desfința structura numită birou poliție locală și se va înființa structura numită compartiment poliție locală. Funcția publică de conducere șef birou se va transforma în funcție publică de execuție polițist local gradul 1, grad profesional superior, care avem acceptul funcționarilor publici cărora li s-au transformat funcțiile. Va fi o structură formată din 6 posturi funcții de execuție. În cadrul compartimentului protecție civilă, un compartiment cu un post, funcția publică de execuție inspector protecție civilă clasa 1 se va transforma în funcție publică de execuție inspector clasa 3 se transformă în clasa 1, grad profesional principal. Iar în cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, structură cu un post, funcția publică de exercițiu serviciu referent cu studii medii se va transforma în șef serviciu cu studii superioare. Nu se modifică numărul de posturi care a fost aprobat prin hotărârea 58 din 28/11/2023. Supunem că pentru aprobare. Discuții? Dacă sunt discuții. Vedeți, da? Cine este aprobare? Cine este pentru? Cine este pentru? Toți. Da, toată lumea. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării activității de către Serviciul Public de Salubrizare Helegiu. Articolul 19 din aceeași lege 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, stabilește că, începând cu data de 1 iulie 2024, instituțiile publice cu personalitate juridică aflată în subordinea autorităților publice locale își pot desfășura activitatea doar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii. 50 de posturi. Aceste reglementări nu se aplică serviciilor comunitare de utilități publice cu obligația exceptării prin hotărâre a Consiliului a Autorităților Deliberative a Administrației Publice Locale. În speță este vorba de serviciu public de salubrizare, care îndeplinește toate condițiile de funcționare și infrastructură pentru a-și putea continua activitatea. Are autorizație de mediu, are licență de transport, are infrastructura necesară colectării, își desfășoară activitatea cu număr de 5 angajați care sunt instruiți pe manevre de utilizare, depozitare și transport.
beneficiază de spațiu adecvat desfășurării activității, deservește un număr de 2574 de persoane fizice în baza a 1234 de contracte și 59 de contracte încheiate cu agenții economici. Da, după cum știți, Serviciul Sănătatea Comunei Regiu este unic în județul Bacău. Doar așa am reușit să păstrăm taxa și tariful cel mai mic din județ. La noi astăzi tariful este în continuare 7 lei. Situația în care în alte comune cred că depășește 14 lei sau chiar și mai mult în orașe. Nu ne este ușor, venim cu foarte mulți bani de la bugetul local prin care sprijinim și susținem acest serviciu. Avem 5 angajați, un șofer, 3 manipulanți și un șef serviciu. Cele două autogunoiere, una cumpărată cu licitația cu 3 ani, cred, nu? 3 ani. Un bol de escavator, autovitanja, funcționăm. Încercăm să încă educăm lumea să înțeleagă că tot ce înseamnă probleme energetice trebuie să ajungă la noi și să și colectăm selectiv, așa cum este normal. Din păcate nu e acolo unde vrem noi, dar poate, eu știu, în momentul viitor vor reuși alții să ducă la capăt serviciul acesta și să fie așa cum l-am dorit eu să fie. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. La mașina de măturat borduri, poate să se luase. Săptămâna care vine, mașina de măturat stradală în borduri va ajunge la primărie, cred, nu? Va fi adusă către noi. Am văzut că pe timpul campaniei făcea curățenie la noi prin curte, scria orice pe Facebook. Nu, mașina și măcar nu este adusă. E o mașină în carcer care a fost pe comandă. Urmează să ajungă săptămâna care vine, de cât îmi anunța colega mea. Tot ei vor fi cei care o vor pune la dispoziție și vor și instrui băiatul care va lucra pe ea. N-are rost să iau de la capul istoricul acelei mașini, pentru că știm cu toții cei care sunt din bună credință. Ceilalți poți să te dai și scris, oricum nu înțeleg, că acea mașină a fost scoată prin gal, fondurile de 20.000 de euro au fost doar pentru a achiziționa așa, să poți să folosești banii respectiv, că era pe perioada de încheiere a perioadei de investiții. Noi am ales pro o mașină de mutura stradală, alții și cumpărat un ATV pe situații din urgență, alții au făcut nu știu ce au făcut banii, fiecare răspunde ce am făcut. Noi am considerat că, ținând cont că în centrul Hilegiului avem pavele, avem o alee pietonală, o zonă în fața caminului cultural, care poate fi măsurată și îngrijită prin fața agenților economici care nu au coșuri de gunoi în fața spațiilor comerciale, să ne facem curățenie. Cine ai coșul? O să-și cumpăr. Da. Da. Ce este pentru? Dacă ați terminat da. Domnul primar. N-am înțeles. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Mă auziți? Da, da. Da, vă auzim. E bine că avem un serviciu de stabilitate. Știți foarte bine că prioritatea asta eu am apreciat-o în primul rând. Ar fi și mai bine dacă am avea un șef de serviciu care își face și treaba conform fișei post, nu conform directivelor politice, pentru că foarte mulți oameni spun că nu este de găsit, doamna casier este la trezorerie, foarte rar îl găsești pe un șef de serviciu la sanitate, deci poate își face și treaba. Poate n-ar fi răspuns să spune că cum stăm cu casările la acest serviciu și cât la sută se încasează din acele contracte, și cât la sută subvenționează primăria. Și aș vrea să mai știu dacă autovidanja care ați achiziționat-o dumneavoastră funcționează, pentru că și aici am înțeles că au fost persoane care au solicitat-o pentru că pentru asta a fost cumpărată contra unei taxe și mi s-a spus că nu mai poate fi folosită, că nu funcționează sau nu știu care sunt criteriile. Sau numai pentru unii. Mulțumesc! Autovitanja funcționează, deservește populația, doar cei care fac solicitare scrisă și plătesc o primă taxă, pentru că taxa e fixată prin hotărâre de Consiliul Local la o mașină. În momentul în care ai două, trei mașini, plătești diferența
dar vis-a-vis de cei care au fost refuzați, dacă au fost refuzați, este foarte posibil, e posibil să fie acei oameni care nu au fost septice autorizate, iar noi nu putem să tragem cu mașina din autovitanja, din latrine, din WC-ul din curte, pentru că altfel ne-am înfundat în stația de epurare și n-am făcut nimic. Nu vitanjăm decât agenții economici acolo unde sunt solicitări sau persoane fizice care au foste septice autorizate, unde poți să tragi cu vitanja fără să înfunzi pompele și să avem pagube mai mari. Ceilalți care au latrine sau WC-uri în curte, nu putem să vitanjăm noi pentru că nu avem o să le ducem și nici nu este legal din punctul meu de vedere, ținând cont că este un deschis la primărie cu cea de autorizare a tuturor foselor. Un registru, exact. Registru foselor de care sunt desfășurate. Dar cum sunt discuții? Dar cum sunt discuții? Să punem spre aprobare. Cine este pentru? Patru. Cine este pentru? Toți. Toți. S-a abține cineva? Nu, eu mă abțin pentru că știu că stația de epurare este, avea o capacitate mai mare decât deservea și chiar era nevoie de materie primă, ca să spun așa, ca stația de epurare să funcționeze în parametri optici. Deci mă voi abține la acest proiect de hotărâre. Da, mergem mai departe. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Helegiu și a structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Helegiu. Având în vedere faptul că instituția noastră s-a reorganizat, iar regulamentul de organizare și funcționare este un instrument de conducere care descrie structura organizației, prezentând pe diferitele componente, atribuții, competențe, nivelul de autoritate, responsabilități, mecanisme și relații, se supune aprobării în conformitate cu prevederile articolului 129 alinia 3, noul regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, așa cum a fost modificat mai devreme. Sunt discuții. Puneți, domnule, întrebarea. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Vorbiți un pic mai tare, să audă și ei. Mai avut, după vă rog frumos, audă toată lumea. Vă rog tare mult. Bine. Cine este bine pentru? Voi ți-a auzit, lumea auzit. Ați auzit? Se aude? Auzit online. Nu am auzit, e singura modificare cea prin veniți la ședință, dacă nu. Dacă n-am văzut. Singurile modificare sunt... Voi ați auzit, nu? Nu, am nimic altceva fac asta. Da, da, nu, asta nimic. Da, ți-am mergem mai departe, la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a veniturilor salariale existente, ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Helegiu și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Helegiu, începând cu data de 1 iunie 2024. În conformitate cu ordonanța 53/2024, privind unele măsuri referitoare la salarizarea din unele sectare de activitate bugetară, se propune majorarea cu 10% față de nivelul lunii decembrie, acordat pentru luna decembrie la salariile nete actuale. Da, discuții, nu? Sau... Da. Sunt discuții. Sunt de acord cu 10%? 10%? Da, da, se mai descrie în lege, nu știu dacă aici face nu, dar guvernele noastre, cu masate, de oameni foarte pregătiți. A fost Consiliul Local care nu au aprobat, este o lege obligatorie. Poate n-au bani în buget, noi avem prevăzut și... La 50%. Da, de menționat că salariul primar și viceprimarul nu este indexat cu 10%. Nu mă interesa asta, nu mă interesa asta. Poate pentru cei care văd pe camere. Și pentru că trecem la diverse, s-a pus pe aprobare? Nu. Da, s-a pus pe aprobare. Cine este pentru? Ok, ok. Da, da, înțeles. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Da. Foarte bun.
Și da, punctul numărul 7 diverse. Dați-mi voi la diverse să... Domnul Zărescu, dați-mi voi la diverse să încep, pentru că să continui ceea ce spunea doamna secretar. Mi-aș dori ca, nu știu, ședința viitoare sau poate din noiembrie, pentru când se va întruni noul Consiliu Local, să discutăm foarte bine vis-a-vis de ce se întâmplă cu ședința asta online, pe care eu nu le îmbrățișez, nu sunt acord absolut deloc, să țin ședințele o dată pe lună, din nu știu ce zone, sau nu știu, din sufragerii sau de pe terasă, doar pentru a veni și a prezenta și a lua 700 de lei. Consider că cel care se angajează să ocupe funcție de consilier local, viceprimar sau primar, ar trebui să fie zilnic în preajma comunității, în preajma oameni, să fie aproape de comunitate și în comun. Așa mi se pare mie în regulă. Dumneavoastră cei care vor votărâ, dacă sunteți de acord, până în noiembrie, doar în situații de urgență. Înțeleg că domnul Dan că are piciorul rupt și este imobilizat, domnul stă în pat, poate este implicat. Dar în cazul celălalt, nu, eu nu sunt de acord. Dar de două ori pe an, grijă localitate, e ok, dar să fie asta obișnuită. Așa vă putem. Timp cât legea prevede asta, nu puteți să fiți dumneavoastră... Vă votăm în Consiliul Local, nu lege, ce lege atât? Vineau la ședințe. La asta să vă mai o minuță. Tăiați microfonul. Dumneavoastră nu puteți să fiți împotriva legii. Da, da, da. Da, trebuie, nu știu dacă... Ți-o asumi, dacă e plecarea la mare în perioada în care e ședința, asta e. Felinții Maria. Felinții Maria. Fiecare dintre noi aici, în cei 4 ani, am avut o dată când am fost aici. Nici nu mi se pare, Irina, de acolo, ok, să vii în față, îmbrăcat în costum de baie și în terasă, să faci recursul local. Adică, nu să mă iert. Mai avem doi domni care s-au înscris la diversi. Da, la diversi, vă rugăm. Domnul Maria. V-am spus și la ședința trecută, nu s-a făcut nimic cu câinii în genul. Doar să mai mult. Și care este, o mai terminați. Poate totuși mai nu mai terminați, care pentru mine. Cu ce? Cu ce? Cu parcare. Ar trebui terminat. Să mai trebuie un metru de pavei, între cele două corpoare. Ce a fost prins în situația de lucrări este finalizată. Nu există. Dumneavoastră folosiți încă o parcare a consiliului local pe care nu aveți niciun de să o folosiți. O să vorbesc cu colegii mei, este una care vine, iar acel teren public dintre Floris și Căminușe, blocul din centru, vom găsi o soluție, o să facem la concesiune sau să fie folosită, fie de comunitate, iar fie de dumneavoastră. Putem să ne învățăm dacă nu avem ce face. Dacă avem ce face, nu avem ce să ne învățăm în jurul blocului. Zona voia blocului este un domeniu public care poate fi folosit în mare parte și cum mi se pare normal, ca de către locatarii blocului. Nu dacă e normal să facem partea unui. Sunt și abuzivi. Sunt și neamuri și verișori și tot ce sunt acolo. Eu mă lucinez la Grosuleacă. Eu vorbesc de legalitate. Opriți, vă rog, microfonul ăla. Iar la rog, viza și de parte. La unde îmi țin uitul pentru că nu înțelegi mai. Când ați făcut proiectul, ați avut o poză cu finalul? Da, tot ce înseamnă parcarea în LG-ul este plătită cu fostul de lucrări. Și parcarea nu ați făcut-o pentru mine, domnul primar. Că sunt trei mașini, pentru fiecare zi. 6 zile din 7, sunt 3 mașini, al dumneavoastră. Ale mele? Al dumneavoastră, da. Dați-mi un exemplu de o mașină mea. Pa familie dumneavoastră. Da, hai să nu ne întoarcem. Familia mea locuiește acolo. Fratele meu este acolo, fratele acolo, fratele acolo, cu afacerea era acolo. Trei mașini zilnic, 6 zile din 7. Marian, dacă acolo e locuința privată a părinților mei, ți se pare normal să le ai mașina la poartă? Dar nu spuneți că parcarea la parcare la toată lumea. Nu, e o parcare care deservește agenții economici din comun. Iar tu ești un agent economic din comun și parcarea pe care au gândit-o primarul atunci îți deservește și ți-e activitatea economică. Dar nu mi-ați terminat-o, domnul primar. Ei, nu o să termini celălalt primar. Eu atât am putut să fac. Dovadă cu oamenii mai ales. O să cu finalul ei, că așa e corect. Un proiect de poezii nu a fost prez. Eu știu că e finalizată, știu că nu este finalizată, domn primar. Depinde. Depinde. Depinde cum vrei să o vezi. Nu s-a lipit trotuarul unul cu altul. Este un loc liber de un metru. Care era o gaură. Iar eu am pus palas pe acolo. Foarte bine. Da. Bine, dacă vrei să mă întrebi și scările care au făcut din acolo, tocmai de-aia nu sunt făcute, pentru că ai ieșit în stradă cu o jumătate de metru cu 40 cm și nu pot să fac scările. Cine ești, domnule? În lateralul gardului tău ai două borduri. Ai borduri dintr-un capăt în altul, cu 20 cm în domeniul public. Ați făcut, domnule, când ați făcut era să aveți un spune de la axul drumului. Dar chiar nu aveți un pic. Unde s-a am 11 metri? De la axul drumului, mie de asta mai trebuie să trebuie să am 11 metri să fac ceva. Păi da, și ce? Și vreau să fac ca femeia de 11 metri. Mie și măsoară, eu sunt pe teren propriu, privat acolo. Dar și la ministerul meu.
Ești în stradă, Maria, n-ar zis puteți să mai discutăm. Mătre, asta este în drum. Am vreo construcție în stradă? E aproape. O leacă, mai are și în stradă. Păi reclamați-mi. Da, nu mă ocup de așa ceva. Eu sunt alții părți. Eu mă puteam să mă ocup, am fost primar, dar n-am mai ocupat. Am fost băiat de treabă și cotare vor rămâne același om de treabă. Au mai interesat fiecare și fac activitatea lui economică, să-și împartă familia. Deci, partea care trebuie terminat. Că-i pentru mine, că-i pentru altul terminat. O să mai termine alții. Eu am făcut cu tot. Să vedem ce o să fac de acum acolo. Alte, domnul Ospel. Domnul Zănescu. Așa l-am la rând. Domnul Zănescu e la rând. Domnul Mare, câți metri mergi la podul ăla, la Berlain Jean? Câți merge ce? Metri. De construcție. Pe partea stângă, în aval, 10 metri. 10 metri. Merge 10 metri. Da. E bine. Da. Deci, dar în partea asta către metri. Doar am dat nu. Dar o să facem și acolo. Eu nu făceam acea investiție, care din punctul meu de vedere este destul de costisitoare, pentru că nu ne permiteam noi bugetul local, azi cheltuim un 300.000 lei aproape acolo, să facem liguirea respectivă. Dar, din păcate, am fost acolo, există fotografii și nu ați știți foarte bine, două locuințe erau puse în pericol. Și poate mai fost atât de mare problema la celor două locuințe, când erau inclusiv casele puse, cât era în pericol pus podul, pentru că atunci când s-a construit, așa cum s-a construit și s-a pus de ok, dar în gabioana respectivă a fost o perioadă foarte scurtă și în aval și în munte, adică de vreo 6 metri, nu știu, vreo 4 metri, nu știu cât am fost. Între timp s-au deteriorat, pentru că sunt vreo, cred că vreo 16 ani de când s-au făcut acele gabioane, s-au spart, s-au pierdut parte din bolovanii respectiv, iar cel puțin gardul lui Adrian Cârjanu era plecat mai bine de jumătate, să vede sunt de bine de plus casa celui de la vale. E o investiție destul de mare, eu, sincer să fiu, n-am vrut să o fac atât de cum să spun, dar, de masiv. Dar domnule, trebuia făcut decât podul ăla, trebuia făcut? Nu mai făcut. Ala, e condiționat. Nu, mai trebuia făcut deși pe mandatul meu și nu s-au făcut, din păcate. O să mai facă și alții și nu are rost să de ce au făcut alții mai bine. Se va duce mai în trebuie pe 10 ani. Merge la vale. Problema este că nu vom avea bani pe timp, pentru că împătrăvem doar o parte din bani. De aia e și contractul multianual, omul și-a însușit-o și va lua bani și la anul pe proiectul respectiv. E o înțelegere făcută de constructor și noi. 10 metri va merge către Adrian. Către Adrian. Și în partea asta, către pietre, către... Deocamdată nu. Gabioanele se refacă și acum s-a refăcut și partea cealaltă. Deci desfacem și le schimbăm plasa. Urmează, eu știu, poate în anul viitor, dumneavoastră, care suntem aici, că vă mai rămâne, poate vă mai rămâne și dintre noi, să luăm o decizie, să facem și partea cealaltă. Repet, mai sunt foarte multe de făcut în comună și știm cu toții, iar cel mai greu o să fie pentru noi lipsa apei, care e o problemă majoră și pe care eu o simt de la o zi la alta. Chiar dacă noi ne amăgim că a plouat 3 zile sau a plouat o săptămână, uitați-vă la Taslău, pentru că mie nu îmi vine să cred. Eu locuiesc la Helegiu. Acum, de când am făcut albea asta la Taslău, și în aval, și în munte, și destul de mărită, eu când eram copil nu puteam să trec Taslău dintr-o parte în alta. Și eram totul îngresus, așa că n-am fost niciodată slăbuț. Mă lua apa. Astăzi o sar. Adică nu există. La Drăgugești nu mai curge pe râu. Nu mai curge pe râu. Nu există apă potabilă. Domnul primar, și altceva, mai trebuie un bec acolo la... Să văd cu la două acolo. Pe râu, la tine acolo. Da, trebuie un bec neapărat din un alt loc. Nu are bec acolo. Și acolo nu m-a stropat la el. Unde zici? Pe râu. Pe râu. Am mai zis în proședință și aia să mai trebuie să fie luat de la rețea, de la jumătate. Nu e rețea publică. Da, trebuie acum. Este, bă, cum să fie rețea publică. Este, dar așa au fost zis că e aia principală, principul la Crăjmarul, din curte. Și trebuie tras de acolo, trebuie tras un cablu de 50 de metri. Acolo, intrau în zonul ăsta, de la Crăjmarul, dacă nu? Da, numai cu fare acolo, numai de aia. Da. Okay, am și o întrebare, dacă îmi permiteți, doamnă. Spuneți-vă, rog, telefonul de la Căminul Dumnezeu, este menul cultural la Repreiești, este concesionat. Da. Este stabilit să se concesioneze cineva, nu? Există o singură cerere la primărie depusă săptămâna trecută și am fost discutăm în ședința viitoare, pentru că a fost prea de vreme, de o persoană din Brătila care intenționează să concesioneze sau să închirieze sau să cumpere terenul pe care îl stăpânește într-un fel sau altul abuziv astăzi familia Costișanu, cu o trecere la 3 milioane de față la Lovaden. Am mai fost o discuție legată cu Lovaden, că au și eu un lucru pe care eu vă spun astăzi și dacă va fi și din noiembrie încolo, în rândul dumneavoastră sau în puterea de a decide într-un fel sau altul, mi se pare regulă și mi se pare ok ca acel teren să fie, poate nu vândut, dar măcar concesionate, pentru că e păcat să stăpânească cineva
fără să facă unul o activitate economic sau să desfășoare acolo o activitate, să aducă niște angajați, să plătească ceva la primărie, pentru că din punct de vedere al casărilor, noi nu ne vom putea dezvolta foarte mult de acum în concept, de ceea ce înseamnă a întreține, ce a repara, ceea ce s-a făcut până astăzi, dacă nu avem bani la bugetul local. Pentru că tot ce înseamnă măsuri și fonduri, ei nu se dau pe reparații și pe întreținere. Iar dacă vă uitați pe drumurile noastre făcute din anii din urmă, încet, încet s-au început să deterioreze și va fi foarte greu începând de la anul să întrețin, să reparăm în jur de 20-25 de kilometri de drumuri comunale pe care le avem la administrație. Pentru că nu, niciodată nu o să puteți compara comuna Hilegiu cu comuna Caștia, cu comuna Mănăstirea Caștia, cu comuna Berzunți, acolo unde sunt drumuri județene pe care le întreține Consiliul Județean. Noi, comuna Hilegiu, avem doar drumuri comunale pe care le-am făcut noi, Consiliul Local, prin diferite măsuri și pe care tot noi trebuie să le reparăm. Iar cu banii de la Consiliul Local, cel puțin până acum de la Consiliul Județean, de 3-400 de mii de lei, nu reușim nici măcar să le pietruim, dar trebuie să le mai și le reparăm. Când nu, mai am o întrebare. Când s-a făcut lucrare băieții ăștia? La ce? Apă și de luni. De luni am dat ordinul, autorizația de construire a fost semnată și elaborată de eliberată de Consiliul Județean de către Centrul Primarului de pe 4 iunie. De pe 4 iunie și până acum a fost perioada aceea de a plăti către ISC toate cotele undeva de la 200 și ceva de mii de lei. Luni am hotărât cu constructorul să ne întâlnim pentru darea amplasamentului și vom începe lucrare a execuție, pentru că în altul vom începe lucrările pe partea de proiectare. Să știți că s-a mișcat destul de repede, din punctul meu de vedere, pe partea de proiectare, pentru că nu a fost ușor să faci un proiect pe două sate destul de mari, cum Drăgujeștiu și Brătila, iar acest proiect este diferit față de alte proiecte, pentru că e un proiect integrat cu proiectare și execuție, ceea ce nu este simplu, pentru că având un contract încheiat și pe proiectare și pe execuție, constructorul își asumă să nu mai aibă parte de NCS-uri, de lucrări apărute și neprevăzute. Nu. Trebuie să le știi clar de la început și nimeni nu-și permite, acum mulți dintre noi facem poate și business, și nimeni nu-și ar permite o lucrare de 36 de milioane, 36 de miliarde vei, să o încep cu stângul și să o duci la capăt. Eu să știți că sunt optimist legat de lucrarea respectivă, mai mult decât optimist. Știu că au fost discuții multe în campanie, discuții care pe mine m-au dezavantajat maxim, poate dacă era o alegere în septembrie, poate era altă fel de situația. Din păcate, n-am putut să dovedesc nimănui că lucrarea s-a va începe și că e semnată, pentru că aveau alții interes să spun să o face niciodată. Ei, că fotografia țevile, că e curtea de voie, că nu mai știu ce Dumnezeu, lucrarea respectivă se va începe și se va duce la capăt. Vis-a-vis de apa, dacă va ajunge sau nu va ajunge, rămâne de văzut. Eu am, nu știu, măcar dorința și mi-aș dori și cu siguranță se va și întâmpla că atâta timp cât am fixat acele izvoare, acele drenuri în preajma pânzii Freacea Taslăului, că își va reveni într-un fel sau altul clima și la noi. Vorbeam chiar aseară cu domnul primar de la Sântărâni, care este un foarte bun prieten și a încercat exact ca și noi. Practic, noi ne-am discutat amândoi de foarte multe ori. Voi știți că sunt coleg și prieten cu el de 30 de ani. Sursele au și la el și la Hilegiu sunt în apropierea lui Taslău. Acea zonă freatică a Taslăului, care se întinde mai mult decât vedem noi astăzi, poate ne va ajuta și spunea așa cum ajută și pe el, cu toate că îmi spunea că cu câteva zile înainte de alegeri, atunci când a fost perioada de călduri și apoi a urmat perioada aia de ploi sau o săptămână de alegeri, nu știu cum, rămăseseră fără apă, duseră apă cu program și el la Sândulei. Dar izvorul lui deservește întreaga comună Sândulei. Da. Adică deservește și Verșești, da, și Coman, și tot strada. Nu știu cât merge, dacă și sunt cumva și spre scump. Nu știu sigur lucrul ăsta. Dar sigur, partea aceea e deservită de către în mare parte. Eu îmi doresc ca și acolo, când o să facem sursele de la apă, să ne apropiem cât mai mult de Taslău, eventual să mai venim cu o recaptare, ținând cont că Taslău este aproape, mai am așa în cap niște chestii pe care noi le discutăm aici astăzi, prin care să mai susții și să aduce apă în Brătila. Legat de apă, de Drăgujești la teren, problemă gravă, foarte gravă, sunt și foarte supărat, pentru că oamenii nu vor să înțeleagă, ca și la Hilegiu. Cred că soluția este aceeași pe care am spus-o de fiecare dată, ca acest serviciu de apă să fie dat către o firmă care să-l concedeze și care să-l și folosească și care să-și răspundă de ea. Și cred că e una din soluții care ar rezolva într-un fel sau altul, pentru că omul este în continuare foarte obraznic, puterea primarului este limitată și voi știți treaba. Chiar dacă se sparge în capul meu totul, nu știu, aș vrea să vină un primar care să ducă în curtea omului, să intre și să dea două palme sau să-i pună apă metru înapoi, să-i dea amenzi, să facă orice Dumnezeu. Pentru că aici suntem. Nu vă spun că de o săptămână mă chinui
să pornim apa în Drăgugești într-un fel sau altul, că nu ne ajunge și nu știam ce cauze pierdem așa de mult. Ei, la fondul pânzarului am găsit alaltă ieri, pot să vă arăt pe camere că avem filmat, în căminul unde avem cele două vani sau două din vanele care merg unul spre Delegi și unul spre Drăgugești, găurite cu bor mașina. De... Din răutate, nu mai din răutate, nimic de altceva. La podul pânzarului, mi-am dat pe podul pânzarului, iată ce am părăt, nu știam de ce cauză n-ajunge apa, adică e. Băi, nu știu ce se întâmplă, am dat apă la Drăgugești. Uite, pot să vă arăt? Uitați, aici este filmarea făcută de un colegul de la... Din găurită cu bor mașina. Uitați cum se vede gaura, se vede inclusiv burghiul cum a fugit. A dat două găuri cu două burghii mărunte. Se perea destul de mult apă, dacă curge în continuu, în situația în care izvorul nostru astăzi scoate doar maxim 30 de metri cu 30 de tone de apă la 24 de ori. De foarte puțin, ținând cont că atât de Leniu cât și Drăgugești are în jur de 800 de abonați, 800 de familii, unde apa se consumă în toate felurile. Pentru că știm cu toții că toți șură de grădire, toată lumea cumpără saduri, la de lei se vând răsaduri, sunt solarii, n-au fost de când e lumea asta, zic în Gelegiu, nu vorbesc de la afară. Solari în Drăgugești și în Drăgugești n-au fost ca în ultimii 4-5 ani de zile. Trebuie sancționat. Eu vă spun că am încercat să nu... 10 cuburi din ăla, dacă ai umplut 10 cuburi, s-a dus Drăgugești. Și apometru ăla, cum ai apometru? Din păcate... 6 lei? Din păcate... Domnule, nu a fost absolut deloc simplu și nici nu este simplu în continuare. Pentru că aceeași problemă care o are Helegiu, o are și Drăgugești și Deleni. Nu putem autoriza aceste două surse de apă. Nici nu știu dacă e bine să le vorbim aici, dacă dumneavoastră ar fi trebuit să le știți până acum, că am mai spus de nu știu câte ori. Cele două surse de apă care Comuna Helegiu le deservește nu sunt autorizate. Pentru că niciuna dintre ele nu este construită cu interiorul privat al Consiliului Local, în oameni buni. În 2007, fosta conducere nu e vinovată, pentru că așa era legea atunci. Pe baza unei declarații de răspundere au ales o sursă de apă, care astăzi nu îndeplinește condiții legale să fie autorizată, nu este a noastră. Nu mai spun că acea zonă de protecție pe care ne impune INMH-ul, pentru că eu am fost la Ministerul Apă, nu la Ministerul Mediului, acolo unui coleg meu este ministru și care a încercat să mai toate felurile. Nu putem, pentru că trebuie să încercăm 25 de metri și trecem peste nu știu câte bucăți private. Oamenii nu acceptă să ni le dea. Bașca, acolo sunt construite rezervoare, la DL, la Drăgugești, camera de captare, toate sunt pe domenii private a unor oameni care nici măcar nu au acte pe ele. Am așteptat ca dat general care s-a încheiat la noi și unde lucrăm de o lună de zile, undeva în 7-8 luni se va da fiecărui proprietar de teren din comunele extras de carte funciară gratuite, care este o mare câștig pentru noi. Nimeni nu a citat pe lucrul ăsta, inclusiv eu în campanie, atât de prost am fost, n-am știut să-mi duc munca și să le arăt oamenilor că fiecare va câștiga de acum încolo, în funcție de imobile pe care are. Și bunica mea are 15 imobile pe imobile multe locuințe. Imobile vă refer la poziții pe tipul de proprietate. Ei, sunt astăzi cadastrate de primărie printr-un proiect european 15 milioane ori 10, 150 milioane pe care mamaia mea îi bagă în buzunar. Nu am nevoie să-i cheltui. Sau eu. Ei, situația asta se va întâmpla și vis-a-vis de tot ce înseamnă teritorii private și intravilan. Toți cei care au case azi intravilan și au locuințe îngrădite vor avea extras de carte funciară în numele celui care plătește taxe și impozite la primăria Helegiu. Sau la celui care are primul plată de acolo. Trebuie să ai un document. Dar toate casele vor intra în proprietate cu extras de carte funciară. Am așteptat lucrul acesta, fiind toate zonele astea îngrădite, să putem avea de acum încolo și noi documente pe zonele în care avem captare, stații de pompare, rezervoare, ceea ce mă ducem la capăt. La Helegiu s-a început un proiect concomitent cu cel de la Delen și Drăgugești. În 2007 a fost un proiect mare numit alimentare cu apă în satele Helegiu, Drăgugești, Delen și Brătila. Apa de la Helegiu trebuia să meargă parte din ea către Drăgugești pentru zona Felca, de aia nu avem Felca până la anul ăsta apă, iar parte din ea trebuia să meargă la Brătila, să vească o jumătate din satul Brătila. Adică să tranziteze comuna Brățănești, să meargă fără să gândească nimeni că acolo e nevoie de autorizații, de acorduri, de avizul, dacă ai până duci kilometri de conductă, plus de asta nu exista un izvor. Izvorul care are azi Helegiu este acela, nici mai mare, nici mai puțin. Am făcut eu acum 3 săptămâni sau luni de zile o altă captare în terenul unui proprietar care a fost de acord să ne predea, al domnului Bogdan,
pe zona de că plouă mai mult, există mai mult. Că nu plouă, nu e toată de puțină ca și până acum. Conducta veche și rețeaua veche de apă este trecută doar prin spatele caselor, printr-o zonă de aici, dacă vă uitați pe linie dreaptă, până în căminul de apă, e o zonă dreaptă, inclusiv prin curtea mea trece, prin curtea de spatele blocului. Era imposibil să pui acolo metri acolo. Rețeaua aceea nouă pe care a fost gândită pe proiectul respectiv este întinsă pe drumul național, doar pe parte din drumul național, până undeva în zona Troicii de aici din centru, nu e trecută peste vale. Și trecută pe vale de momentul în care am făcut noi asfaltarea. Pentru ca să poți pune apometru acolo și să treci pe lucrarea respectivă, trebuia să renunțăm la proiectul respectiv. Ceea ce am și făcut. Între timp, a trebuit să facem o expertiză tehnică, pentru că în 2012 și până în 2023, când am făcut o expertiză tehnică acum, zona, toată lucrarea respectivă nu mai corespundea, sau cel puțin așa am crezut eu, dar așa era și normal ca să pot cere din nou o extindere. Înțelegi? Ei, azi avem o expertiză tehnică, ne dă ok-ul și putem o folosi. Urmează ca într-o perioadă de câteva luni, nu știu cum mai dura, până când o să avem inclusiv bani pentru a face cele raporturi, că nu e atât de simplu. Tot ce înseamnă branșamentul la apa potabilă, dacă vrem să trecem pe Hilegiu pe vapometri, va fi destul de greu. Mie mi-a fost foarte greu să mă duc helegenilor și să le impun, având apă pe o rețea, și helegenii sunt foarte buni platnici. Nu știu dacă sunt 5% din helegeni care să-și plătească apa la paușal, așa cum a fost gândită pentru rețea de construcție locală. Nu știu cât, trebuie 15 lei, că eu nu-s branșa la rețea. Trebuie 15 lei pe lună. Inclusiv ca să facem lucrul ăsta, fiecare proprietar, fiecare consumator trebuie să aibă în domeniul public, așa cum spune legea, un rezervor, un cămin, un apometru, raporturi și tincărai pe care ar trebui să le facem noi. Omul nu și le permite. Pentru că un branșament costă în jur de 3.000 de lei. Nu mă credeți? Luați-vă fixul și creionul, intrați pe Google și căutați oferte pentru tot ce înseamnă mai drept, plus mamă, să vedeți că aici o firmă nu vine să facă lucrarea respectivă fără măcar 3.000 de lei. Ei, la Hilegiu sunt de pasul de casă, trebuie 412 miliarde. 12 miliarde din bugetul nostru local pe un an și un pic, din venituri proprii. Ei, de acolo plătim lumini, plătim celelalte. Nu și le-a permis până acum Comuna Hilegiu. Eu am făcut un proiect anul trecut, care se numește extindere apă în satul Hilegiu, care este în lucru la rutier conex. Avem expertiza finalizată, avem parte de certificat de urbanism scoasă. Dacă reușim într-un fel sau altul să și finalizăm proiectul, să-l și autorizăm, poate găsim soluții, poate acum cu construcții de țean care la noi de la PSD, poate o să reușească mai mulți bani să atragă pe parte de construcții de țean, nu știu, pentru bucățica asta, măcar dintr-un parteneriat, mai vreau nici noi ceva bănuți, e o lucrare care se poate rezolva. Eu vă spun că am lăsat proiectul viabil, se lucrează la el, e o rețea care poate fi folosită pentru că este o expertiză tehnică făcută, dar din păcate este aceeași problemă. Lipsa apei. Nici regiunea nu are atât de multă apă cât să ne permite noi să stăm cu instalații în toate grădinile de irigat, de prudat roșii, trandafiri și alte... Pentru că asta se lucrează în regiune. Eu văd cu ochii mei. Tot cu ochii mei. Cu cadastrul ăsta. De exemplu, un om are un hectar de teren și el plătită, plătită, are numai jumate de hectare. Ce se face cu terenul ăla? O să iasă acum o plăbă de teren? Extrazul de carte, nu se iasă nimic. Extrazul de carte funciară. Se va elibera parte din el pe cât ai document, parte care nu ai document, ai act pe el, va trece la UAT, dar UAT-ul este doar cu nume acolo. Practic, omul va folosi în continuare toată fața de teren, așa cum este în Grecia, cum se cunoaște hatul. Dacă ai 10 prăjini acolo, tot 10 prăjini tu vei munci, dar vei avea într-o primă fază doar pe acel pe care ai conform contractului, conform contractului și proprietate. Dar până acum era aceeași situație. Numai că de acum încolo îți dă șansa, având extras, pentru că foarte mulți, și cred că și tu la fel ai încălcat, extras de carte funciară nu este un act, nu este un document, este doar o măsurătoare oficial făcută de o firmă autorizată care spune exact ce teren ai tu. Ei, dacă tu ai acum pe jumătate, normal să ai atât pe jumătate, pe celălalt nu ți le ai nimeni. Îți rămâne ții în continuare în posesie. Păi nu poți să-l vinzi într-o primă față, dar ești validat pe suprafață mai mare. Deci să-ți modifici titlul. Acum nu mai e nevoie să-ți faci cadastru, că ai cadastru făcut. Nu au fost cerut tot, dar poți să dovedești cu acte la primărie dacă a fost cerut la și validat. Dacă nu a fost cerut până, dacă nu s-a făcut dovada proprietății până la acest timp, zic eu, vorbim de 33 de ani, da? Mă îndoiesc că cineva mai are dovezi de proprietate sau pe diferențe.
Dar situația asta a fost și până acum. Noi ce mai domnul primar, altceva. Ce avem un băiat cu fără acolo 22 de hectare. Acolo este abătit. Oamenii care s-au mai dus de ceară la gura băiei, nu se văd. Acolo aia la gura băiei l-au trecut în bucătă. Nu știu lucrul ăsta. Și? Acolo e o chestie destul de încurcată. Am discutat-o cu cei de la cadastru, cu cei de la CPI. Domnul Tănase spune că, și chiar domnul director, care am cunoscut-o și am venit acolo 200 de ani pe dată locul, am discutat problema asta pentru că Valea Dumnezeu este de interesat de acolo. Din păcate, dacă mă întrebați pe mine astăzi și nu asum ceea ce spun, vinovați sunt doar oameni, nimeni altceva. Adică nu poți să ai un titlu de proprietate în mână de 28-30 de ani pe care tu ai, dar niciodată la pământul ăla. Să vezi, băi, nu mai ai, nu este a tău. Eu nu dai nicio treabă. Vezi, nu ești care pământ în la gura voi, dar la gura voi este o comună de sinsătătoare care se vecinează cu Helegiu. Eu pot să am teren la Sândule, dar trebuie să am plătea acolo și sunt ferit. Și văd unde este. Ei, n-a mers nimeni la OAT-ul cu Bravoi să-și plătească tax și impozit 30 de ani, să-l vadă să ia cuiva. Păi OAT-ul cu Bravoi și băieți știți de acolo, acum 4 ani, l-au cadastrat, l-au făcut pășul, l-au dat în concesiune. Cum s-au sesizat oameni? Toți aia 30 de familii de bătrâni din Brătila, luau brânză de la un mare care cioban de acolo, care în fiecare îmi dea 5 kg de brânză acolo. Și am dea cu toți că băieți brânză pământul iau Dan Andrei. Înțelegi? În momentul în care ăștia au scos la concesiune terenul și l-au luat alt cioban, nu mai luat ciobanul vechi, nu mai dat prânză, spune, eu plătesc concesiune la primărie, ce treabă mai avea cu tine? Momentul nu este atât. Și am fost acolo personal cu domnul Ardelean de vă 3 ori, ne-am dus ca fraiere, pentru că nu aveam ce să fac. Eu nu aveam o asociație a celor 30 de persoane ca să-l reprezint, pe ei nu i-au interesat pentru nimic, măcar nu are ce să-i mai intereseze. Cum sunt 2-3 moșteritori care să mai țin din pământul ăla. Mulți trei pierduți, îți mulți... Domnul primar, și dacă... Și primării am ce fază la cadastru. Ca pășunii, nu a cerut nimeni, legea spune că după 30 de ani nu te-ai proprietate. Domnul primar, nici nu poți alăturat că de comuna e legiu, pământul ăla. Nu putea să schimbe nimeni la otarul dintre comunii. Nu o spune celul nimeni. Deci exact cum spui tu acum spuneai terenul, dacă o stăpânești un hectar și ai ea filmat pe jumătate. E jumătate aia, peste 30 de ani, în momentul ăsta, când ai la primărie, a ta când stăpânești. Cum plătești dacă tu nu l-ai dat? Nu l-ai dat. La registru fiscal, la impozit. Și are o posesie utilă, adică este pe fază. Și spus-o ca pe unii, pe 30 de ani, e proprietar. Așa a făcut și OAT-ul. Nu a fost domnul nimeni, nimeni nu a fost interesat. Trebuie ajutat, domnul meu, trebuie ajutat, oameni să fie împământul ăla. Eu i-aș ajuta și cu mare drag. Dar oamenii nu vor să fie ajutați. Asta este lucrul. Dar e clorul lor, au pus șapte. Dar nu e tot, inclusiv păduri. Au avut o posesie utilă. Toată comuna. Și păduri. 13.000 și jumătate de imobili. Problema lui este în continuare problemă gravă la Dumnezeu. Pentru că eu am crezut că... Posesia? Eu am crezut că prin proiectul ăsta pe care mi-am dorit foarte mult și o singură comună mai are făcut de restul Bistrița, am zis că vă rezolva peste 100% de problemele comune. Se pare că nu. Se pare că pentru că în continuare acei oameni, sau exemple de oameni care la Brătila, care nu s-au dat pământ niciodată de 30 de ani, se întâmplă astăzi. Pentru că legea a fost destul de bine gândită. Și spune așa, s-a încheiat măsurătoare. Sunt 60 de zile de contestație, adică de pe 13 iunie, după alegeri, pentru că n-am vrut să deschid sesiunea înainte de alegeri. Puteam să o schimb la 15 martie, dar nu la asta, că dracu, alegerile astea. Ei, după 13 iunie și până pe, nu știu cât august, acum 8-9 august sau 12 august, știu cât, 60 de zile e o perioadă de incontestație. Adică, obligatoriu, fiecare proprietar din comuna trebuie să meargă pe la căminul cultural, acolo unde este angajat OCPI, cadastru și primărie, să verifice dacă măsurătoarea făcută de către firma de cadastru este așa cum este în realitate. Pentru că sunt destul de multe proprietăți care nu sunt la fel. Din ce cauză? Tot din lipsa de interes a oameni, care nu s-au dus la măsurătoare, care nu s-au prezentat cu documente, care nu au făcut, nu e interesat în continuare. De 34 de ani te-ai interesat, deci crezi că îl interesează acum. Nu, uite, stau degeaba acolo. Când vin 5-6 pe zi, ar trebui să vină 13.000 de imobili care le pun la pământ. Adică inclusiv tu, Stoica, eu, Ienea, să mă duc acolo, băi, casa mea, e pozitiv, nu trebuia, nu. Pentru că am avut parcele întregi unde nu am putut să le așezăm așa cum sunt în teren, decât cum ne-am gândit noi. Era important să ne ia suprafața, înțelegi, și apoi le-am pus așa sau așa. Ei, poate am greșit. Atunci tu trebuie să vină 5-6 proprietari, pentru că, băi, noi sunt vecin cu Dan și cu doamna secretar. De la 8 la ora 2 fiecare, de la 9 la 2 fiecare zi, le-am împărțit, am făcut atât un anunț pe site, pe Facebook, pe tot ce, pe sate, care, pentru că nu poți să-i adun pe toți, am spus, voi vor fi buruc, vor veni foarte mulți. Acum e perioada brătării, dacă nu mă înșel, urmează
Drăguge și apoi de lege. Legiu a fost. Trebuie să mergi acolo, sunt niște ecrane mari pe care îți arătă planurile parcelare, tu trebuie să știi unde stai și să-ți recunoști casa, e simplu acolo unde sunt cadastre. La mine, eu am cadastru făcut. Băi, se vede locuința mea, se vede clădirea mea, dacă am făcut un WC fără autorizație, din clipa aia el este prins în extrazie carte funcțioară, extrazie carte funcțioară va ajunge la fiscal și casa mea, dacă eu în autorizație am urmă de 12 metri pătrați, acum am de 14, că am fost unul mai bolan eu, se va plăti integral, cum este și normal, adică așa mi se pare să fie în regulă. Dar odată cu intravilanul care se va rezolva 100%, eu credeam că se va rezolva un procent destul de ridicat și extravilanul. Se pare că nu, oamenii sunt interesați. Și atunci o să ne trezim, după perioada de contestații, cu declarități în continuare, că se suprapun vie peste prunii peste nu știu ce Dumnezeu, pentru că omul nu se mai interesează, nu mai interesează. Nici nu are cine. Sunt foarte mulți care sunt plecați. Ei, două luni avem perioada de contestații acum, până pe 15 august, 12, 13, nu știu exact, 90 de zile este perioada de rezolvare a contestațiilor, când toți cei care au avut contestații sunt nemulțumiți, echipa de la cadastru va merge în continuare în terenul respectiv și va clarifica treaba. Dacă cata e pus așa, tu așa zic, vezi, la mine în grădină e pus un teren invers. Tot proprietarii suntem puși invers, așa că și-au gândit ei tot chiscul ăsta, cum se numește la noi, nu mai sunt proprietari. Cum a avut, tineau eu nici după ce am murit în ocupăra teren, ăla nu știu pe trecut, și eu așezat așa cum au gândit ei, ca să poată da drumul la documente, că ar trebui să stăm 10 ani să mai, nu mă puteam să mai închem niciodată, nu facem compromisul, nu închei. Și așa am dat drumul la documente cu greșeli. Dar greșeli a fost toată viața, puteam să stai după doi care nu mai vin. Da, așa asta lucru. Vreau să vă întreb ceva plătit la proiectul ăsta cu apă și canal. Canalul și apă ajung, numai pe drum principal sau să mai nu? Deci toată brătila va fi mai puțin ciortea de sus și nu va ajunge decât până la noi la centru de zi, într-o primă fază. Da, ca orice proiect, ca orice lucrare, există extindere. Adică să pot face extindere că pe orice proiect. Eu mă gândeam de poate numai cu principală, zic, poate și pe mână. Aici vine până la... Aici vine toată drumul național, îl face peste tot. Iar și Munteniu, ia tot. S-ar putea să nu fie aici pe jos, dacă nu mă înșel, de o parte și de alta, drumul național, ori pe Cafa, ori pe Bărcăceanu, acolo, în două punți, trebuie să nu fie prinsă o rețea. Dar asta nu este o problemă. Toate astea sunt chestii care se pot prinde după, sunt extinderi, adică nu mai văd o problemă să mai întinzi o conduită de 73 să te duci la 10 case. Adică asta e ultima problemă. Să... Nu, eu am întrebat. Da, nu m-ar fi prins totul. Bine, asta e ședința încheiată.